Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și live pe Facebook. Ca de obicei, emisiunea e deschisă și dumneavoastră, ascultătorilor noștri 0372069599. Sunați-ne pentru întrebări și opinii, scrieți-ne ca de obicei și pe rețelele sociale. Invitatul ediției de astăzi este vicepreședintele USR Plus, Cătălin Drulă. Bună seara, bun venit în piața Victoriei. Bună seara, bine v găsit. Așteptăm cu toții decizia PNL. Pare ușor suprarealist. Stăm cu toții în așteptarea unei hotărâri din liberali, cu cine să guverneze? Se întâlnesc cu ambele partide care le-ar putea oferi o majoritate, cu dumneavoastră și cu cei de la PSD, dar într-un ritm din ăsta care pare așa un fel de curte de balet, nici nu știu cum să-l etichetez. Ce fel de întâlniri sunt astea, domnule Drule? Explicați-ne că faceți parte din delegația de conducere a partidului și v-ați întâlnit cu cu cei de la PNL. V-ați întâlnit să ce? Să vă spună am vrea cât de cât, dar stați puțin că mai negociem și cu ceilalți, adică în ce postură vă pune asta? Un fel de roată de rezervă, de variantă de rezervă? Bun. Ne-a spus de, de când s-a declanșat această criză și într-adevăr o perioadă suprarealistă de, de două luni încoace că considerăm soluția optimă refacerea acestei coaliții. Știți foarte bine condițiile care am anunțat atunci cu alt premier decât Florin Cîțu. Astăzi a avut loc o primă întâlnire uh, cu mai, mai consistentă uh, între, între PNL și USR uh, la cererea PNL după, după, retragerea mandatului domnului Ciucă, care, după cum știm, nu, nu avea susținere pentru un guvern minoritar. Uh, N-aș spune că au început negocierile, ci a fost o primă întâlnire în care să uh, Înțelegem un pic pozițiile reciproce. Și le-ați înțeles? Nu. Adică a fost productiv, nu, <laughs> nu complet. E, da, consider că a fost o întâlnire productivă. Adică a reieșit că este un scenariu pe care cei de la PNL, ce puțin din ce ne-au spus, îl consideră serios, cel de la refacerei coaliției. Acum. a între vorbă și faptă mai este exact cum spuneați această discuție paralelă cu PSD ori noi vrem să avem o discuție serioasă în momentul în care se hotărăsc cum ați știți cum e și asta ori facem cu SR, ori facem cu PSD nu e chiar același lucru din foarte multe puncte de vedere nu -i... Tot una dacă mănânci covrigi sau tort. Nu e tot una dacă, nu știu, pot, pot să găsesc multe comparații. Adică nu sunt pur și simplu două seturi de inițiale. Sunt niște valori da. și niște principii. Dacă înțelegeți diferența, adică nu știu, eu o să vină la mine cineva și să spună aș vrea să fac un parteneriat cu tine, dar mă mai duc și la alții, aș presupune că e vorba de un fel de licitație sau de oferta cea mai bună sau de... E adevărat, sigur, situațiile nu sunt neapărat comparabile, pentru că unul vinde cuie, unul vine pâine, cum a zis. USR are niște valori și un program, PSD are alte valori și alt program. Și atunci, sigur, tu vrei să faci o guvernare, chipurile de dreapta, în fruntea căreia să te afli, dar te duce inclusiv la un partid de stânga, care ți-a pus bețe în roatele proiectelor o grămadă de vreme. N-ați întrebat de curiozitate, domnule, de ce faceți plimbarea asta de colo-colo? Ce vreți să aflați până la urmă? Diferențiatorul dintre noi care e? Cred că e de notorietate că în interiorul Partidului Național Liberal sunt curente de opinie diferite. Cred că de aici provine. Acum noi ne dorim să, și am spus de, la, de mult de toate lunile astea, că ne comportăm ca oameni de stat, adică nu ducem în zona asta de umor, de branchiune, de zone personale. Și atunci nu puteam refuza într-un mod rezonabil o primă întâlnire ca aceasta, dar a doua întâlnire este într-adevăr condiționată, de sau continuarea mm. acestor serii și concretizarea lor într-un guvern pentru România este condiționată de o alegere pe care cei de la pnl A doua întâlnire ar parte... trebui să aibă loc mâine, după ce Florin Cîțu se vede cu conducerea PSD. Știm deja că nu s-au întâlnit azi, -a uh, se întâlnesc mâine. Nu probabil știu, da, în primul calendar. Parte zile. Da. da, nu cunosc exact calendarul când va avea loc întâlnirea. Am că vor avea o întâlnire, asta ne-au spus că vor avea o întâlnire cu PSD. Și vor lua o decizie după și noi așteptăm cu această mm. decizie. Dar n-ați dat un ultimatum. Dacă mâine nu ne spuneți, nu mai contați pe noi că nu mai e no, cazul? Da, nu, nu avea vor. rost. Adică nu nu suntem în zona de să de dăm ultimatumuri. Bun, ziceați mai devreme că a fost o întâlnire cumva de tatonare, să vedeți ce simte, ce zice fiecare parte. Ea a fost rezumată de Florin Câțu așa, sunt șanse mari să refacem coaliția, sunt optimist. Pe urmă de aceea în a zis, eu nu mai cred în simțăminte, vreau să văd ceva concret. Deci cam așa s-a terminat. Și a mai fost ceva, a mai fost formula, am făcut terapie de grup a zis președintele PNL. Ce înseamnă terapie de grup între dumneavoastră? Explicați-ne un pic, că tot auzim asta cu terapia, vă, că e nou cuvânt la modă la liberali. Ieri era psihoterapie, zicea Emil Boc la ședința PNL, acum văd că e terapie de grup între dumneavoastră și PNL. Adică? Asta cred că e o întrebare cred, mai bună pentru dumnealor. Eu nu consider Pă nu că... v-ați simțit ca la terapie azi? No, sau... Eu cred că discuțiile între oameni politici, oameni de stat, îmi tot revine sint sintagma asta și pot să și explic un pic dacă vreți. Um, adică nu suntem, nu știu, um, în, ca... Nu ar trebui să ținem lucrurile într-o zonă personală, n-ar trebui să punem emoția, ce ar trebui să punem rațiunea și un interes public de caz nu înseamnă niciun caz, nu e registru derizoriului. Mă gândeam că poate realmente v-ați spus niște lucruri sau vi s-a cerut să spuneți niște lucruri pe care nu le-ați spus până acum, care ar putea duce înainte discuția asta. Au fost anumite discuții despre trecut, ce s-a întâmplat în guvern și mai departe, dar ideea cu terapia e. Am tot respectul pentru psihoterapie și în general, dar totuși oamenii politici trebuie să facă politică, politici publice. Uh, nu ne întâlnim ca să facem terapie. Florin Cățu s-a propus uh, din nou premier în această eventualitate a refacerii coaliției, așa cum ne indică surse de presă foarte insistent după întâlnirea dumneavoastră? Aici o să Vă rog să-mi dați voie să... Având în vedere că sunt niște discuții în curs, um, un pic să trec sub silențios stampă acest aspect, dar pot să vă spun că nu s-a schimbat poziția USR în această privință. Cea pe care am afirmat-o constant de, de două luni încoace. Bun. Și eu... nu se va schimba, adică, în fine, nu... Um, nu cred că există nicio șansă să deci, se Deci, indiferent cât de mult se mai lungesc lucrurile, indiferent da. cât de gravă e situația din jurul nostru, nu cea politică, cea pandemică, economică și așa mai departe, ăsta este deal breaker, cum se spune, nu? E elementul principal de negociere. Coaliția se reface dacă Florin Câțu nu mai e premier. Nu e singurul element de negociere, dar e un element important și nu este vorba, din nou, nu e vorba despre... Paradoxal, nu e vorba despre chestiune personală, nu ne place de Florin, de Adi, de Mihai, de așa. E vorba despre ce poate livra un guvern, ori noi nu avem încredere că în formula asta ar putea livra, având o experiență deja la activ... Uh, și credem că e nevoie de un suflu nou la conducerea... Da, acum am aș uita și invers, din perspectiva cealaltă, domnule Drulă. Dacă, de pildă, tot așa cum înțelegem din surse apropiate discuțiilor, PNL-ul cere ca miniștrii care au dat jos guvernul Cățu să nu mai fie prezenți într-un viitor guvern de coaliție cu USR+. Asta v include și pe dumneavoastră mai mult sau poate mai ales pe dumneavoastră cel care l-ați făcut pe câțuri zombi politic, cel care a avut lor de poziție foarte acide la adresa uh, fostului coleg de guvern. Da, am dat un, am dat un, uh, un titlu, un headline, cum se spune cu zombi politic, era o frază, am spus, eu, dacă uh, intri în conflict cu partenerii și te... Uh, uh, ești agresiv cu ei și nu mai ai nevoie de susținerea lor și nu ai majoritate în Parlament, devii un zombi politic. Se pare că a fost premonitoriu puțin mesajul de atunci. Dar, dincolo de asta, această cerință, dacă ar fi să o nu you know, confirm, noi în sunt discuții în curs, miniștri care l-au dat, adică miniștri care sunt parlamentari, de fapt, da? O parte între noi, între miniștri, în România e una dintre democrațiile în care parlamentarii pot fi și ministri. Mm -hmm. um, sunt multe, de altfel în lume și foarte puține în care există o incompatibilitate. Suntem, cred, din cei șapte membrii cabinetului, patru eram parlamentari. USR a votat această moțiune ca partid, asumat. Și toți parlamentarii USR uh, au votat acum să-i alegi pe... Adică, paradoxal, dacă s-ar trece la chestia asta, cine ar mai rămâne într-un viitor guvern? Ioana Mihaile, probabil, uh, care Christian nu era... Ghinea nu e parlamentar, național era europarlamentar, da. acolo există o incompatibilitate, nu ai voie să fii europarlamentar și ministru. Uh, și... Uh, cred că Ciprian Teleman și nu, nu era parlamentar. Da, în fine, eu aș înțelege chestiunea okay, asta de un par... sens mai larg. Uh, nu mai e câțiu premier, dar nu mai veniți cu aceiași miniștri în sensul în care să ștergem amintirea acelui guvern în care miniștrii USR Plus nu s-au înțeles cu premierul de la PNL. Nu zic că are legătură cu cine a votat propriu-zis ca fiind membru al Parlamentului, aș înțelege-o în sensul ăsta mai larg domnule, nu mai veniți cu aceeași garnitură de oameni, că eu m-am retras, eu Florin m-am retras, să se retragă și cei de la USR Plus care au fost în echipă cu mine, ca echipa aia să fie gata, la revedere, pusă la sertar, nu mai vorbim de ea, pornim de la bază noi. E o variantă? În ipoteza asta n-ar mai fi nici aceiași ministrii de la PNL, care au fost în primul guvern. Acum, eu... păi, ei au făcut deja concesia retrăgându l pe Cățu, să zicem. Am înțeles. Da, noi am explicat de ce trebuie retras. Dacă există ministrii USR care nu au performat... Uh, eu nu știu să fie, adică colegii mei și au dus mandatul cu cu cinste și onoare. Până la urmă trebuie să avem oamenii potriviți pe aceste portofolii și oameni, mai ales un om care deja a fost pe portofoliu până acum două luni. E un om care vine vine cu natură, adică regula, dacă nu există un motiv particular, ar trebui să fie să nu fie schimbați oamenii respectivi. Eu așa ce puțin o gândesc. Uh -huh. Că, repet, nu facem chestiile astea, batuba, ba, eu, națiunea, mie, una ție. Da, e cineva uh, dintre foștii miniștri, incluzându-vă și pe dumneavoastră, care trebuie neapărat să fie într-un viitor guvern cu, cu PNL-ul? Adică, condiția USR Plus este fără Drulă, nu se poate. Fără Ghinea, nu, nu se poate. Fără... Habar n-am nu se poate. N-am avut astfel de discuții în USR, deci n-am... N-am un răspuns la întrebarea aceasta. Și nu... Cumva, premiza, cred că nu... Uh, intrăm în zona, din nou, în zona uh, personală, adică um, cred că um, fiecare partid, în principiu, e liber să-și uh, aleagă, să-și propună pentru portofoliu și răspunde politic pentru calitatea oamenilor pe care, pe care îi propune. În aceeași logică, domnule Drulă, dacă ministerele pe care le-a avut USR Plus sunt de cu orice preț, toate sau măcar unele dintre ele, de exemplu, cel al justiției, dacă ați renunțat la el, ar părea că într-adevăr la justiție a fost o problemă, n-ați gestionat bine domeniul ăsta și e fix ministerul de la care a pornit toată problema care a dus la ruperea coaliției nu zic de persoana lui Stelian Ion, ci de minister în sine. Renunța, ați renunțat la un minister important, avizator, unul din cele două majore avizatoare, nu? Cel care spune dacă un proiect e legal sau nu. E de păstrat cu orice echip, Ministerul Eu Justiției? Cred că pentru refacerea cât mai grabnică și acestei coaliții, dacă se merge pe această variantă, că așteptăm răspunsul, păstrarea portofolilor și a negocierii din, din decembrie ar fi cea mai sănătoasă variantă. Dar asta da, nu înseamnă da, că nu se poate și altfel. Evident, întotdeauna se poate și altfel. Eu cred că de la asta ar trebui să plecăm de la, de la ceea ce s-a negociat, pe ce se negocează politic în mod normal, adică ministere și pozițiile asimilate secretarilor de stat și subsecretarilor da, de stat. Ar fi o vulnerabilitate în logica asta dacă ambele ministere avizatoare, finanțe și justiție, ar fi la PNL, de pildă? Da, asta nu e în, într-o coaliție, în fine, partenerii majori cazul ăsta, unde are mai puține, mult mai puțini parlamentari, ar trebui să împarte cele două responsabilități. E, sunt ministerele, axele guvernului, finanțele mm. și justiția. Asta e eu, un principiu care cred că orice fel de coaliție se face, se va respecta, mm. în general. Bun. Dar e valabil și pentru Ministerul Fondurilor Europene, mă rog, investițiilor și proiectelor europene, cel care a coordonat negocierea PNRR-ului, cel în fruntea căruia se afla Cristian Ghinea că și aici poate fi un punct de vedere. noi am negociat PNRR-ul, am negociat banii pentru, pentru România, păstrați-ne acolo că vrem să gestionăm în continuare și vrem credit pentru asta. Păi creditul să obținem muncind și creditul pe care l-a obținut Ghinea l-a obținut cu foarte multă muncă și uh, frustrare și um, um, cantitate enormă de energie și schiluri de negociere și așa mai departe. Uh, eu, ca cetățean, de data asta aș fi foarte bucuros că Cristian Ghinea să fie în continuare. Ministrul uh, Investițiilor Europene, uh, ca știi că e pe mâini bune acel domeniu. Trebuie să ne uităm și la lucrurile astea. Vine un, un om care are un corp de, de expertiză adunat enorm. De ce ai schimba asta? Adică nu, nu văd niciun motiv rezonabil. Trebuie să ne gândim cum să obținem și rezultate pentru România și repet, e o negociere deja încheiată. Uh, Cred că scenariul implicit de la care să plecăm este cel al reluării coaliției în, în negocierea deja efectuată. Adică în formatul în care era. Știți că sunt mai sunt niște poziții care se negociază legitim, adică sunt poziții politice cele aferente secretarilor de stat. Mă refer, spre exemplu, la garda de mediu sau la Agenția Națională pentru Protecția Mediului. Astea, în fine, în tragerea respectivă au revenit USR și am pus doi oameni acolo care au făcut o treabă extraordinară. George Gărbăcea și Octavian Berceanu. Nu cred că e momentul acum să ne apucăm de experimente. Sunt oameni care vin cu profil, care au învățat deja ce se întâmplă acolo, la la Agenția Națională a Funcționalilor Publici, colegul meu Mălureanu, deși dincolo de minister există această negociere deja făcută, bătută în cuie, parafată și făcută pe niște principii, acele trageri pe proporții DONT, anul trecut, nu. Cred că acum trebuie să ne concentrăm pe programul de, de guvernare și mai ales pe un calendar și pe garanții pentru cei acolo. Noi asta vrem. A, dacă intrăm într într-o discuție efectivă, a, asta am cerut un, un răgaz și să ne luăm timp să ne asigurăm că se întâmplă niște lucruri. Pentru că în primele 8 luni lucrurile au fost aotice și, nu știu, de la desfințarea SIJ, la discuția pe pensii speciale, la alte teme mari care aparent la discuția inițială a guvernului erau de acord toți partenerii, nu s-a întâmplat mm -hmm. nimic. Și mai o discuție importantă cea pe buget. Degeaba discuți despre politici publice, uh, degeaba um, de ții portofolii și uh, mai oameni, pentru că dacă n-au resursele cu care să pună în practică, m-am confruntat cu asta la Ministerul Transportului. M Am avut de Chiar a fost celebră așa de disputa publică. Venim cu niște datorii foarte mari din urmă, multe făcute în anul 2020, rostogolite în 2021 și s-au plătit cu greu salariile la zeci de mii de oameni în domeniul feroviar, am alergat cu tot felul de îngiumbuși lucruri, în momentul în care de-abia plătești salariile de la lună la lună, din cauza unei subfinanțări și unor datorii enorme, dacă vreți un pic și situația regiilor termiilor, ca asta e mai, mai celebră zilele astea, deci e o chestiune care e într-un fel de faliment, ce să mai vorbești despre trenuri noi, despre vagoane, despre alte lucruri? Uh, și atunci noi trebuie să luăm niște decizii. Merg banii acolo sau merg în către asfaltarea unor ulițe la țară? că ce o chestie foarte bună, repet. Vreau uh, toate aceste dezvoltări pentru statele României. Dar trebuie să ne facem niște priorități ca țară. Și, uh, în general, oamenii politici au tendința să meargă în zona asta că se poate și aia, se poate și aia, e la altă, vând așa o chestie frumosă pachetată. Nu. Parte din actul de guvernare este să faci niște alegeri. Ori eu, de exemplu, personal și asta aș argumenta niște negocieri, cred că e mai important să dăm 15 miliarde de lei pe șapte ani, câte 2 pe an, aproximativ, către calea ferată, să o scoatem din groapa băgată de 15 ani încoace, 15-20 de ani, decât să asfaltăm ulițe la țară de aceiași bani. Repet, ăla fiind și un obiectiv legitim, dar alegând între cele două și trebuie să alegem la un moment dat, Poate că ulițele la țară se pot uh, asfalta și prin atragere de bani, exact. prin alte Orgă, metode, mă gândesc. Simate. Că așa lumea o să înțeleagă, alegeți întotdeauna să sacrificați pe cineva no, no, no. sau ceva. Deci, până uh, la urmă, bunăstarea cuiva. Eu nu vreau și să vând gogoși. Actul de guvernare este despre a pune priorități una în fața celorlalte. Uh, și mă refer ca să reformulez. Sunt... Uh, de fapt, asta e de o experiență personală. Am fost într-un sat, foarte, uh, care se populează doar vara undeva în Mehedinți, uh, mm. și erau niște străzi, fusesem acolo din copilărie, știam bine zona, care s să între timp. Treceau fix 15 mașini pe strada aia într-o zi. E, uh, alea 300.000 de, de euro care am intrat acolo, nu dau un randament, adică drumul era destul de bun, era cum a și înainte. Uh, evident că ar trebui să fie toate străzile din România asfaltate, dacă s-ar putea, dar dacă avem de ales și nu, dacă suntem obligați să alegem și noi suntem obligați să alegem, atunci trebuie să ne gândim nu cum direcționăm banii către primari ca să ne aducă voturi pentru următoarele alegeri, și cum beneficiază cât mai mulți cetățenii Cum dezvolți României. economia, până la urmă. Cum dezvolți o economia, ai pentru că dacă îți faci autostradă, ai să autos... ai, marfă, exact. ai... S -s, de fapt, sunt locuri astfel. de muncă. Unul, când da. dezvolți lucrurile naționale, ai un factor de multiplicare și ai ce să împarți ulterior mai mult, pe care l-ați menționat acum, și al doilea este că trebuie să te gândești la utilitatea unei investiții. Sunt multe investiții care nu aduc după um, eficiență. Bun, ne întoarcem Cătălindrul și invit și pe ascultătorii noștri să ne sune la 0372069599 să ne spună ce cred ei despre cum ar putea să meargă lucrurile mai departe și despre baletul ăsta care spuneam că se face cu USR Plus sau cu PSD, cu cine oare să meargă liberalii la guvernare, dar și cum ar putea arăta, cum ar putea funcționa pe viitor coaliția, ținând cont de experiența la care am asistat cu toții din ultimele 8-9 luni de zile în care a fost la guvernare împreună. Pentru că, pomenează de programul de guvernare, de fapt, dacă înțeleg eu bine, nu acesta trebuie rediscutat, el rămâne cumva același ca la sfârșitul anului trecut. Ce trebuie discutat este ce înțelege exact fiecare parte din felul în care trebuie aplicat. Că noi am văzut ce s-a întâmplat cu CI, și toată lumea a fost de acord, dar nu s-a întâmplat că fiecare avea altă viziune despre cum să se procedeze. La pensiile speciale, la fel. Da. Toată lumea chipurile era de acord, dar ce să vezi, ne-am blocat când a fost să trecem la fapte că fiecare avea altă părere. Și atunci, ce trebuie să faceți? Să vă puneți și un manual de instrucțiuni, cum facem chestia asta prevăzută în program? Da, nu chiar un manual de instrucțiuni, dar o detaliere a ce înseamnă aceste măsuri. Um, și aici, um, iarăși, colegul meu, Cristian Ghinea, care a lucrat și atunci într-un ritm foarte alert la programul de guvernare, e, e implicat în efortul ăsta și ar vrea să fie implicat în efortul de a discuta, um, ca să nu mai avem această ambiguitate, că um, Siju se desfințează, dar rămâne cam la fel, cum, cum au propus unii parteneri din coaliție, și așa mai departe, și un calendar. Când se întâmplă asta? că oamenii politici sunt foarte buni la spune da acum de principiu, după care de mâine, după ce am bătut palma, uh, consta că a trecut o lună, două, se fac eforturi, se va vedea cândva. Și mai ales ar trebui să avem onestitate pe temele astea. Asta poate e o lecție, în fine, dacă refacem facem coaliția. Uh, să ne spunem, domnule, nu sunt de acord cu asta sau eu sunt de acord, nu să spunem da, se face și asta și asta, și apoi când e vorba de a implementa în practică, nu. Bun. Îi spunem bună seara lui Andrei. Sunteți în direct, Andrei. Dacă ne auzim, bună seara. Bună seara, mă auziți Vă auzim. Gabriel, scuze, nicio problemă. Scuze, Vrem da. Eu, eu îmi cer scuze. Bun. Vreau să-i urez succes domnului Cătălin Drulă și dacă aș fi locul dânsului la, la negociere, adică și cere de la începutul drumului PNL-ul, reformele care care le-au le promis în guvernare, nu neapărat în totul, că, na, asta înțelegem că sunt mai mult pentru USR, chiar dacă eu aș fi de acord cu ele, dar uh, în special SIG uh, și în special uh, reforma administrativă și, na, câteva uh, chestii despre sănătate și transportul, adică se aluce mai mulți bani acolo, pentru că eu văd uh, aceste negocieri ca un joc al PNL-ului. Sunt mai mult ca sigur că se vor duce către PSD, dar uh, la început va fi o tatonare de 1-2 zile și după aceea va apărea pe toate canalele media. Domne, nu ne-am înțeles cu USR, Nu avem ce face decât să salvăm țara mm. și ne ducem către PSD. Da, și... Interesant. Uh, Cătălin e de apăsat anumite, pe anumite domenii din astea. Reforme din astea mari, gen alegeri în două tururi, da, ce ar mai putea fi modificat? Reforma administrativă, iarăși pe care a pomenit-o Gabriel, pf, e ceva să reduci comune, să comasări. comasări da, e, e ceva ce e greu să crezi că își va lua angajamentul puterea să facă asta. Da, dacă nu face puterea, mm -hmm. opoziția nu poate suferi. Nu, evident. Um. Da, sunt reforme importante pentru statul român pe care ar trebui să le facem și dacă nu la începutul unei guvernări atunci când, inclusiv uh, partea de... Uh, știți, avem modelul ăsta în care adunăm resursele la centru și după aia le dăm din pix. Recent am văzut o distribuție de asta de un miliard de lei, dintre care la primările USR, conduse de primarul USR, a ajuns, a ajuns cam zero. Uh, ori asta nu e ok. E tentant pentru politicieni, pentru că e uh, bugetul e unul dintre cele mai importante instrumente cu care să, să proiectezi putere. Ești prieten cu mine, primești resurse, nu ieși, nu primești. Ce-ar fi să ieșim un pic din logica asta și să trecem? Că cred că, nu știu, de la Ungaria încolo nu prea se mai întâmplă lucrurile așa, sau în niciun caz pe scara asta pe care, pe care, care este la noi. Ce-ar fi să lăsăm din resursele financiare mai mult la aproape de unde sunt cei care contribuie? Adică la comunitățile locale, la nivel județean? și să nu mai fie redistribuirea de la centru, astea sunt niște lucruri de discutat. Ce ar fi să facem, iată o idee pe care o discutasem cred că cu, cu domnul președinte Județean Bolojan, un finance matching, adică da, partea care vine de la centru să fie proporțională, nu știu dacă egală, dar proporțională cu cât strângi tu la nivelul tău. Asta este un stimulant pentru primari. Uh, să colecteze mai da, mult. Da, pentru că altfel primarul are stimulentul pervers de a nu uh, crește niciun fel contribuțiile. Și, uh, Din potrivă, de scuti pe oameni de contribuții da. unde poate. Da. Uh, ori, eu știu că administrația românească nu livrează. Uh, știu că anumite zone de taxare sunt foarte mari în România, spre exemplu, pe muncă. Sunt și zone de taxare, uh, și aici uh, totdeauna luăm exemplul ex, uh, extrem. Nu, să luăm un exemplu extrem. Să luăm un exemplu tipic de într-un ca București, unde Taxele sunt relativ mici pe proprietate. Plătește 0,0% din valoarea unei proprietăți. Dacă ne uităm de la Ungaria încolo, niciunde nu e așa. Dacă vrem servicii mai bune, e, aș vrea să-i scoatem un pic pe primar din jocul ăsta al, care s-au obișnuit și care și-au obișnuit alegătorii. Al <sus> să aibă și resurse multe, să și livreze de ele, că aici e un fel de încredere um, care trebuie construită de Realizați că dați argumente pentru care o colaborare cu PSD e preferabilă uneia cu USR+, nu? Pentru, <sus> pentru liberali. Adică ce ori zice primarilor când aud asta, de pildă? Domnule, ai cu PSD-ul, că ea nu ne să știți că, cu lucruri din noi, Avem mai mult, noi, avem mai puțin primari, 40 și ceva, dar reprezintă mulți cetățeni primarii noștri. Avem primar la Timișoara, la Brașov, la Baiulia, la că Poate la anul de reforme de care vorbiți, așteptat de o anumită categorie din România, nu se potrivește deloc cu ce se întâmplă în anumite zone din teritoriu unde liberalii stau bine și vor să rămână în continuare apreciați, fără să zguduie sistemul. Eu cred că și acei primari s-au săturat să fie două cicluri electorale la PNL, încă două la PSD și după aia înapoi, și să tot bată și să rupă ușile județului și să bată calea Bucureștiului. E timpul, nu? Adică au trecut 31, aproape 32 de ani de la, de la Revoluție când proiectăm reformele astea, le facem prin 2050, 2080, adică uh, astea sunt niște teme mari pentru România, pe care o coaliție de centru dreapta ar trebui să și le propună. Uh, Într-adevăr, ar trebui să fie mai puțin despre persoane, că tot ăsta e o mantra, acum mai nouă, uh, adică despre... A... Rămâne de văzut dacă chiar își propune toată lumea din această coaliție. Uh, Andrei, bună seara! Bună seara! Bună seara, bună seara! Ce credeți că se va întâmpla, PSD sau USR Plus? Eu mi-aș dori din tot sufletul USR Plus, pentru că mi se pare puțin mai, un partid mai european decât PSD-ul, odată. Dar aș vrea totuși să mă lăsați, vă rog, să, o sugestie pentru domnul ministru da. și în calitate de reprezentant al USR Plus și să discute lucrul acesta cu colegii dumnealui și o întrebare în același timp. Nu credeți că ar fi mai indicat, domnule ministru, ca toate aceste războaie care le-ați avut în decursul timpului sau să zicem cele două războare care ați avut cu PNL-ul să fie de așa fel făcute înainte de a apărea în spațiu public în spațiu media să le discutați mai așa în spatele camerelor de lua vederi și, și dup în cazul în care da, într-adevăr, nu există o soluție atunci au să apăreți la televizor sau în alte mijloace de informare publică mi se pare mult mai, mult mai elegantă soluția asta, odată. Și a doua uh, chestie, uh, o întrebare. Spuneți-mi, vă rog frumos, ce se întâmplă cu lotul numărul 2 al autostrăzii? Mă fiind un, o persoană foarte bine informată din punctul ăsta de vedere al autostrăzii dintre Alba și Turda. Care este motivul pentru care se, se ajunge la întârzieri? dați vă seama că a pus în dată în folosință din 2016. Suntem în 2021. Okay, da. Mulțumesc foarte mult, Andrei. Și eu mulțumesc că încep cu întrebarea de drumuri. Uh, Sebeșturda lotul 2, se finalizează în sfârșit anul acesta. Înțeleg că 1 decembrie ar fi data de inaugurare, ceea ce înseamnă că vom avea autostrada completă, că sunt cei 29 de kilometri care lipsesc. Într-adevăr, un contract semnat, dacă nu mai știu, în 2014 sau 2015, pe repede înainte a fost o idee de a lui Ponta, cred, pe vremea aia, în 2013, Hai să facem o autostradă între -hmm. și Turda dar să ne legăm și noi numele de un proiect. Și au scos un studiu slăbuț la licitație, a actualizat în trei luni de la drum expres la autostradă, Uh, o parte din întârzieri sunt consecința acestui fapt. Adică. Cât mai întârzie, cred că era. Uh, nu, 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 m-a da. întrebat de ce ajungeți să dureze șapte ani în loc de doi. Tocmai. Nu mai întârzie. La 1 decembrie trebuie. e gata. A. Dar de ce ajungeți dureze șapte ani în loc de doi? Odată, pentru că uh, lancezi o licitație pe o documentație proastă, unde nu apar problemele din teren, nu apare că o obretate trece printr-o groapă de gunoi, nu ai făcut exproprieri, nu ai avize de uh, relocări, de utilități și așa mai departe, e că nu e nimic pregătit și apoi constructorul intră în teren și începe să dea cu capul de ele și să se lovească de birocrație. Suprapus peste un management lax al proiectului în perioada guvernărilor PSD 2017-2019 um, și peste probleme financiare ale firmei grecești care lucrează acolo, ajunge să dureze un proiect șapte ani în loc de doi. Avem și exemplu opus, se va inaugura tot de 1 decembrie, probabil, sau în săptămânile următoare, o porțiune de 10 km um, 5 km de autostradă, 5 drum de legătură, o firmă austriacă lângă Târgu Mureș. În termenul de execuție, proiectul a fost... Deci prima dată băgat excavatorul în teren în iulie 2020. Și acum se termină. Deci un an și jumătate și e gata. Uh, pentru că a fost totul pregătit dinainte. Au avut expropriere, au avut toate avizele făcute, au avut tot, tot, tot. Deci oamenii au putut să se concentreze pe lucrare. Uh, la întrebarea despre uh, zumzăia politicienilor și așa a fost foarte multe discuții în spatele, în spatele, camerelor, a fost de foarte multe ori exprimate... Adică ce am văzut noi a fost uh, vârful da, icebergului? A fost vârful icebergului, mm -hmm. inclusiv în această situație, până să se iasă public, conducerea PNL, mă rog, Florin Câțu, nu era încă conducerea PNL atunci, a fost avertizat exact despre ce urma să se întâmple. Uh, ne arunce afară de la guvernare, nu avem decât varianta asta, nu o să mai putem colabora, nu forța lucrurile, nu trece un program de 50 de miliarde, nu concedia ministrii seara la ora 7, nu mai amenința oamenii de la USR și așa mai departe. Adică hai să colaborăm. Am avut toată deschiderea și am intrat în această guvernare, asta e foarte important de zis, și noi chiar am intrat pe bune cu spiritul ăsta, chiar dacă suntem oarecum competitori politici pe o zonă, să mergem hai, dacă nu patru ani, nu vreau să fiu, uh, să fiu ipocrit, poate trei, să spunem măcar, într-o zonă de, uh, dacă facem lucruri bune, e mai bine pentru amândoi. Adică, într-o zonă de win-win, nu de joc de sumă nulă. Adică ne războim noi în 2024 pe toate alea, dar măcar plecăm amândoi de fapt, cu lucruri bune în palmares că... și ne votează ori pe noi, ori pe voi, sau împărțim cam asta Mai mult, ideea? Mai chiar cred că am, așa, niște discuții informale am pus pe masă, inclusiv varianta dumneavoastră, dacă o să meargă lucrurile bine. Poate puteți discuta și despre uh, o alianță sau o fuziune la un anumit punct încolo. Deocamdată reprezentăm electorate diferite și se vede. Când urma să se e întâmplă. Bine. asta? Ar fi urmat să se întâmple ipotetic înainte de alegerile viitoare? Astăzi niște small talk, așa, da. niște ipo ipoteze puse pe... Când erați prieteni? C C când ,ă, și noi am, noi am propus să rămânem prieteni și să fim prieteni în alianța asta, nu s-a putut, mă rog, istorie. Bun, ,ă, dacă tot ne-am întors la subiectul politic, poate fi invocat pretextul majorității ,ă, în cazul în care PNL-ul se duce spre socialdemocrați, că vedem teoria asta circulată, că de când au plecat oamenii lui Orban, ,ă, o combinație PNL-USR-UDMR nu mai are majoritate. Uh, ori Orban a zis totuși că votează, că ăsta e de fapt motivul pentru care oamenii au plecat din grupul PNL în Parlament. Da, am că... văzut declarația lui Ludovic Orban de astăzi, deci înțeleg că ar vota. Guvernul nu cred că ar trebui să stea în picioare acest motiv. Mai sunt și cei de la minoritățile naționale care au sprijinit și guvernarea de până acum. Uh, nu e o majoritate confortabilă, asta e drept, adică, ok, comparativ cu acest bloc monstru, Da, în ambele sensuri ale cuvântului e mai mică majoritatea decât uh, pnl psd -ul. Depinde pentru ce proiecte se asigură majoritatea, nu? E greu de presupus că PSD-ul o să asigure majoritate pentru acele proiecte pe care le-ați fi făcut împreună cu PNL-ul. Adică probabil că Asta numărul lor întrebare... se va restringe substanțial și vor ajunge altele pe agenda. Nu Asta alea... este o întrebare foarte bună pentru, pentru PNL. Cum își vor sincroniza programele de guvernare? Unii au promis ceva, alții altceva, dar dacă, dacă se ajunge acolo. Eu sper că se face coaliția. Câte lucruri, apropo de discuția ridicată de Andrei mai devreme, câte lucruri stagnează acum în materie de proiecte în transportul și în infrastructură? Cătălin Drulă, vă întreb la final. Destul de multe. Avem, avem proiecte care au întârzieri la minister, de la atribuiri de licitații, la tot felul de chestiuni birocratice care ar trebui să dea drumul la proiecte. Au fost și un vârtej de schimbări de oameni intempestiv, așa aproape o o frenezie a înlocuirilor, adică dacă, dacă aș ajunge din nou la acest portofoliu în urma acestor negocieri, din păcate o perioadă ar trebui să mă, mă ocup doar să pun lucrurile înapoi pe roate. Noi chiar am, am spus celor din PNL la momentul în care am plecat, dacă doriți să refacem coaliția, să funcționeze într-o metodă de asta mai de caretaking, cum se numește, de, de guvernare curentă a ministerilor, ca să putem să, să lucrăm cu aceleași echipe în, în ipoteza în care doresc să refacă colția cu noi. Iar dacă se ajungea la concluzia că nu, bineînțeles, au legitimitatea să, și să răspundă politic pentru ce schimbări Ați fac acolo. Ați tot sugerat că sunt firme conectate la partid cumva, cele care execută anumite lucrări și că proiectele se mișcă și în funcție de asta. Dacă am înțeles eu bine. Da, am văzut uh, anumite proiecte unde apar întârzieri foarte bizare și mai ales în... Uh, zona avizelor care trebuie să vină de la autorități locale. Știți că e o, o zonă de-asta de mare latitudine. Dacă un primar îți dă un aviz într-o zi sau te ține 30 de zile, dacă autoritatea de control vine și după aia mai vin încă trei peste și spun că, că ceva nu e în regulă, povestea controlului e veche în România, ce puțin de după Revoluție, um, pentru că nu, nu știu, n-ai cumpărat anumit material de unde trebuia și mai departe. Um, Asta e treaba altor autorități să le, să le probeze, dar până la urmă e vorba și de o atitudine de uh, a gândi ori proiectele în interes public, ori ca resurse pentru un anumit tip de clientelă. Ori faptul că partidele tradiționale din România au acest tip de abordare față de publică nu e un secret pentru nimeni. Adică, e ca și cum spui ceva acum care uh, dă pe spate vreun ascultător. Rostesc, um, o o Bun, dar dacă există probe în sensul ăsta, organele alea de anchetă nu să se, se, se sizeze singure. Poate. Trebuie puse da. pe o pistă. Evident, eu și echipa mea, întotdeauna când am găsit ceva care mă sugera, apelat la brâchile pe care le avem. Dar trebuie înțeles că rolul unui ministru nu e să fie, și a unei echipe de administrație, nu e să fie nici polițist, nici procuror. Avem alte autorități, respectiv puteri în stat, care trebuie să se ocupe cu asta. Ministrul nu trebuie să fie așa Corado Catani, care vine și face ordine în în Mafia Balastierelor, să spunem, ci trebuie să se ocupe de a găsi oameni potriviți, oameni inspirați de aceleași valori, care să pună niște instituții în zona de corectitudine. Am făcut asta la ISCTRL, cei care controlează greutatea camioanelor, cu colaborând cu un om de acolo care a fost schimbat acum o săptămână și a avut niște efecte extraordinare care s-au reverberat în industrie. Deci sunt lucruri care depind, dar n-aș intra în zona asta de acțiune prosecutorială, că asta e treaba altă. Cătălin Drulă, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și celor care ne-au sunat și ne-au scris pe curând în Piața Victoriei. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.